Mai mai facem o ediție? OK. Bun venit dragii mei, a sosit acel moment când ne dăm cu Tesla în... alea, alea, când ne tăiem craca de sub picioare, când ne dăm foc la valiză și tot așa. Limba română e foarte generoasă când vine vorba de da. Să spun și asta, ci că trebuie să o repet la fiecare ediție, zic specialiștii. Vă dați seama ce părere au specialiștii despre voi? Că vă curge din gură, știi? Că uitați că nici fermoarul de la pantalon nu sunteți în stare să vi-l încheiați. Scuze. Deci dați repede cu like-ul, băgați și un comentariu, dați cu subscribe-ul, da? Acolo, apăsați acolo cu încredere și pe clopoțel ca să primiți notificare de câte ori postăm pe acest canal. Adică cu voia Domnului și a lui Google analfabet. Zilnic. Da, zilnic urcăm câte ceva pe acest canal. Mai punem și pe starea sănătății, al canal ce ne aparține tot nou, holdingului Starea Nației. Holding care e, de fapt, fix, așa cum a zis Cătălin Tolontan, un, un, un butic, o tarabă. Că tot am vândut eu ziare pe tarabă când eram mic. A Apropo, dacă doriți un ceai organic, o cafea de calitate, de specialitate, chiar prăjită la noi, la mașina noastră de prăjit, accesați chioșcul online de pe stareanației.ro slash magazin. Despre donații directe și abonamente plătite pe YouTube, vă spun la final. Sper să aveți răbdare până acolo. Ok, să vedem ce am pregătit pentru azi. Nu știu ce se întâmplă, cred că e și din din cauza mea, dar nu mai suport întoarcerile astea la natură. Știți ce zic? Cum sunt și întoarcerile la bunici sau pe vremea bunicilor reclame de astea cu care vor să mă convingă că dacă bag ceva în gură, o văd pe săraca mamaia, care a murit acum. -ă -ă. Prea bun, prea ca la țară. Sau apar tot felul de bunici, bătrânei simpatici, joviale, așa, cu toți dinții, da, ceea ce e foarte rar, în, cu port tradițional, trăind foarte frumos, departe de lumea dezlănțuită, fără griji, fără... Fără boli, fără. mă rog, almete. Când almete e pe masă, natura e la ea acasă. Ce e asta? Când almete e pe masă, natura e la ea acasă. O mega tâmpenie. Cum adică, natura e la ea acasă, la mine acasă. Păi, locul naturii nu e în. Natură, că nici nu știu cum să mai întreb. E, e, genul de formulare în care, mă rog, ăla care a făcut-o s-a lăsat așa, a luat târâși de cuvinte. Hai bă, hai, concentrează-te. Deci cum trebuie să fie? Cu, bă, cu natura, cu, 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 acasă, da? Cu, cu de astea că acolo acasă mănânci să pară așa că e, că e frumos și că e bine și pune și o bucătărie și o canapea și... A, gata, știu! La mine acasă, natura e ca la ea acasă. Ce, mă? Iar asta se vede prin tot ceea ce simți. Relaxarea unei dimineți liniștite. Mângâierile blânde ale soarelui. Formele pufoase și pline de naturalețe. Mângâierile blânde ale soarelui. Bă, stăți în clasa a treia. Și, și mângâierile astea vin de la brânză? De la vacă? Sau cum? A Ați fost vreodată într-o casă de vacă? Într-un cămin de ăsta de vacă? Sau graj de ok, cum îi mai spune în lumea reală? Pa! E așa un miros plăcut acolo, de, 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 de cum să vă zic eu, uh, de mine, trandafir cu levănțică și cu, și cu... Și acum că tot am ajuns aici... Domne, femeia asta care halește almete în reclamă, ziua, namiaza mare, mângâierile, soarelui și... De ce nu e la muncă? Și dacă vrea în parc? De ce nu se duce, domne în parc? Prea multă poluare, nu? Corect, la cei în orașele noastre mai bine stai naiba pe fundul tău acasă. De multe ori, de multe ori, decât pe afară... Și, și tipa asta nu știe că nu se mănâncă în sufragerie, pe canapea? Că se mănâncă la bucătărie? Nu pot să cred că așa e felia aia, de vine să te tăvălești cu ea pe canapea. E, și mai e ceva. Lejeritatea de a visa împreună și bucuria de a găsi un zâmbet în lucrurile simple. Eh, de ce nu-i și Lufisa? Vă spun mega dubioasă treaba asta. Își face singură, își unge o felie, să tăvălește cu ea în pat și apoi vine și fisa. Mami, mami, ungem și mie una, nu fi chitră. A, nu mai avem? Păi ești murdară pe la gură de, de, almete. A, nu, draga mea, nu, am făcut spume ca murla până acolo la vecina Lili, dar nu, nu, ce am ceva la gură? Nu. No. Mami, nu mă minți, mami. Ca și ai făcut și ieri cu cârnatul ăla, l-ai luat și te-ai băgat cu el în pat. Almete, gustul de plin al naturii. Gustul de plin al naturii. De plin? Da, nu știu ce să zic. Adică, ia uite. Văd aici un ingrediente care azot pentru aerare. E azot de ăsta, din parc, din herăstrău, nu? De undeva, că... El la fel e cu prea bun, prea ca la țară. Nu e frate ca la țară. Că e în fabrică. Iar bunica n-avea fabrică în curte. Am mai vorbit despre asta, ce naiba. Avea frigider, dacă avea, și un aparat de radio. Asta era toată aparatura. Și, mă rog, mai avea un aparat ăla cu care să epila. Nu! Da acum, dincolo de glumă, condoleanțe familiei, actrița Natasha Raab, care joacă în celebrele reclame Covalact, s-a stins. Condoleanțe. Unde-i brânza cu smântână, moțato? S-a mâncat. Da, hai la masă! Brânza cu smântână, ca amata, nu găsești la nimeni. Mai zic unii că e ca la țară. O fi bună și -a lor, dar nu să compară. Tot am mai prepre. Făgăraș de la covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară. Nu știu, mi se pare foarte aiurea păcălea la asta cu Bă, noi facem totul cum făcea măta mare. Bă, nu asta vrem. Că la bunica acasă era mișto pentru că eram copii. Pentru că bunica trăia, da, pentru că ne jucam de dimineața până noaptea, eram răsfățați, nu aveam griji, pentru că multe, multe altele, pentru că era o altă lume. Dar nici atunci și nici acum bunicile nu gătesc sănătos. Îmi semnalează asta foarte mulți oameni care ne urmăresc la starea sănătății. Nu mă mai înțeleg cu mama, nu mă mai înțeleg cu soacra. Numai prăjeli pentru copii și margarină și perișoare și chiftele și tone de făină albă și de zahăr. Cum face și domnul? Avem nevoie de 300 de grame de făină, 250 de grame de margarină. Eu folosesc margarină. Multă lume fuge de margarină, dar să știi că în prăjituri este foarte, foarte bună. V-am mai spus, ascult Radio România Actualități. Multe chestii foarte mișto, educative, reportaje, chiar multe informații Așa cum sunt și foarte multe prostii și multă, multă slugărnicie față de putere Cum e din acolo E, nenea ăsta e un atentat la sănătatea publică Prin mesajele pe care le transmite în fiecare dimineață La el gătitul e doar despre gust, miros și aspect nu are nicio legătură cu sănătatea. Nu e bună margarina cocoșel pentru că așa spun studiile, așa spune Organizația Mondială a Sănătății. Margarina e cancer, bă, e moarte în timp. Adică nu mori imediat după ce ai mâncat. Dar dacă faci asta 20 de ani, cum ne sfătuiești tu în fiecare zi, cam mai e. Deci, ca să revin la mizeriile astea de marketing folosite de advertiseri. Nu asta caut la o fabrică, să o imite pe bunica. Ba chiar am impresia că mi te bage așa în suflet. Dacă insiști să semeni cu mama mare și cu mama și cu... Da? Și că vrei doar să mă păcălești. Mai departe. Îndrăgostește-te. Dar nu așa. Îndrăgostește-te, lulea. Apucă-te iar de facultate, aia pe care-i vrut-o din totdeauna. Visează, încearcă și pune-ți ideile pe hârtie și hârtiile în aplicare. Nu înceta să-ți faci planuri pentru un viitor mai bun. Wow! Ăsta e clipul și până la secunda 17, -a chiar nu te prinzi care-i treaba. Să-ți faci planuri, să-ți faci planuri. Mă gândeam la o bancă. Nu să o sparg, mă. Deși dar ar fi un plan chiar rău. Scuze. Mă gândeam că e o reclamă la o bancă. făți planuri, visează. că luăm noi dobândă pe toate rahaturile care strec prin cap. Dar nu, nu? făți ți prieteni oriunde te duci și ai cu tine până la adânci bătrâneți. Luați-vă și un cățel. Și o pisică. Și puneți și prima cărămidă. Nu înceta să-ți faci planuri pentru un viitor mai bun. Un viitor în care vom investi 11 miliarde de euro până în 2030. Pentru o Românie în care merită să trăiești și să plănuiești. OMV Petrom 11 miliarde de euro până în 2030. Cum ar veni să-mi fac eu planuri pe planul de afaceri al OMV Petrom? Mă mori, te ia capul. Îți vine să vorbești ca Valeriu Nicolae la starea impostorilor. Sper că știți această producție, e tot aici pe canalul nostru. Că le zice foarte frumos domnul Valeriu de multe ori. Hai sec te mă. Păi, nu-i corect? Ce, să mă pun pe făcut copii, pe alea, alea, că lasă, bă, mi-a zis Petrom că îmi dă el bani, păi da? De unde până unde am ajuns la modul ăsta de a pune problema? Ioane, du-te bă, ia pe datorie de la Cârciumă că la vară eu plec în concediu la Veneția. Care-i legătura? Ce că investițiile Petrom vor transforma România? Bună asta. Investițiile Petrom îi transformă pe acționarii Petrom și pe statul român care fac profit pe cărca noastră. Iar banii de la buget merg apoi în buzunarele unor smecheri, tot acolo. Noi rămânem cu poluarea, cu alte chestii. Te ia capul, mă. A, a, apropo de Radio România Actualități. Există calupuri întregi de publicitate în care sunt doar pastile, creme, prafuri, farmacii. De fapt, na, asta e România, nu? Un spital de nebuni în care suntem cu toții internați. Atunci când ești răcit, ia parasinus penta. Formula complexă cu 5 substanțe active combate cele 5 simptome de răceală și gripă. Mă, terminați cu astea, m-am săturat de luptători, de... sunt bolnav, mă, nu m-am transformat într-un copil care are nevoie de desene animate. Ia uite, hai, deschide gura, vine avionul. Mă, câte de astea am făcut când erau ei mei mici? Mi-a nu mi s-a micșorat creierul. Am muci. Nu simt nevoia să mă joc cu Pokémon. Nu înțeleg de ce cred ei că aș fi convins eu de niște luptători cu răceala. O, frate, sunt adult. Știu că e vorba despre niște compuși chimici. Nu înghid luptători. Iar dacă vreau să aflu cum funcționează, nu trebuie să mă explici cu basme. Pot să citesc, să mă dumiresc, nu? N-am cândat dureri de cap, dureri în gât febră, dureri musculare. Parasinus Penta, formula complexă în lupta cu simptomele de răceală și gripă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Deci l-au salvat luptătorii După care s-au cărat că mai aveau pe cineva în cartier Care era tot așa Cum era și cu mătru ăsta Cu pătura pe el, cu căciula pe cap Și acum, dragii mei O veste foarte, foarte bună pentru omenire S-a închis un McDonald's o, oh, ce poze frumoase! Gândași, tată, tot ce trebuie, tot meniu, păi da, cu cartofi și cu o travă de aia la dozator. Mecul de la Gara de Nord din București. Dacă ați trecut, e chiar lângă toalete. E, ci că nu era mare diferență dacă greșeai intrarea. Și da, mecul, totuși, că s-au închis mai multe acolo, mecul e printre locurile curate din Gara de Nord. Gara aia e o bombă biologică E un focar de, de de ce vreți voi O enciclopedie de boli A, a, o știți pe aia cu... Stați așa, că iar Ne întoarcem la natură Deci aia cu doamna biciclistă Care se plimbă prin parc Și care aude o voce, am mai povestit Campioană la ciclism, nu? Asta zic, foarte tare Sunt leșinat după această reclamă deci, dacă ați văzut continuarea, doamna bagă mâna în coșul bicicletei, scoate ceva și zice e, Nu, Cocoșel, doar mă plimb aici cu copilul, așa că fă bine și dispari mai repede că am și spray-ul ăsta la climogen la mine, da? Nu, pur și simplu, mulțumită lui Proctinum, hemoroizii sunt acum doar o amintire neplăcută Da, deci tot pe acolo, da, eh, nu chiar așa așa și așa, așa diferit, să rămânem un pic în zonă. Mă, eu înțeleg. Reclamele pentru produsele astea antihemoroizi sunt foarte greu de făcut. De acord. Dar mai bine pui un om să spună de-a dreptul. Domne, mă ustura de mă vorba aia pe mine, așa că m-am dus la medic, m-am dus la medic, da? Care s-a uitat un pic și a zis, a, nu, a zis, nu e grav, domne dă cu crema asta că în trei zile ești ca nou. Adică mi se pare mai cinstit așa decât să mobilizezi niște creativi și la final să-ți iasă un spot în care să benoclează unul la fundulețul unei doamne prin parc de mă simt eu aiurea în fața televizorului, da, ca un, ca un libidinos de ăsta pitit după boscheți. Mm, deci așa sunteți, <laughs> sunteți campioană, nu? <laughs> Grețos! Mai ales că iată, doamna nici nu știe să meargă prea bine pe bicicletă. Se vede. Deci e campioană la ce? E atât de trasă de păr faza, totul e fals, la foarte multe reclame. Deci dacă se dă cu Proctinum devine campioană. Ce naiba vor să transmită? Atunci adă, frate, marote. Adă, bă, se găleți de proctinum d'ăsta să mă dau, bă, pe tot corpul! Că la vară vreau să bag două etape din turul Franței, tat! Jucător profesionist, nu? A, au făcut și cu un mascul. Să nu se simtă, domnii, discriminați, probabil. Doar că lui nu-i arată popo. Au, să nu mai spunem popou sau, doamne, ferește că se supără roboții de la YouTube, că s-au supărat și acum vreo trei săptămâni și ne-au bulit o ediție din Starea Nației. Da, doar pentru că am zis... Ok, revin. Aceea um, aceeași idee genială. Ori ești campion, ori ai hemoroizi. Nu știu, nu există cale de mijloc în această poveste? Nu, frate, deci am avut hemoroizi aia rebel când eram la juniori, că dacă nu, azi eram în naționala de fotbal. Păi nu stăteam eu să joc în reclamele voastre tâmpite. De fapt, care? Că și băieții din națională ajung să joace în reclame la alcool, pariuri, mai rău. Pentru noi e zi de națională. Pentru voi e zi de bergambiață. Ci, și uite cum ajung iar la mizeriile care ne otrăvesc viețile. Eu nu vreau, dar iată, sunt obligat. Mă, cât ține ziua lui Mega Imaj? De vreo lună jumate ne spune că am plinit 28 de ani în România. Și ne tot aia la cap cu sărbătorim cu tot ce e mai bun. Și ați văzut, bere, vin, ciocolată, mezeluri. astea -s tot ce mai bun pentru Mega Imaj. Bravo, bă! La mulți ani! Bine, înțeleg că nu poate să promoveze toată ziua mâncare sănătoasă, adică hrană. Dar nici așa, auzi, tot ce e mai bun, alcool și zahăr și multe chimicale. Se uită un copil la reclamele astea, vede 10 ambalaje de ciocolată, vrea și el, nu? Tot ce e mai bun, mami, tot ce e mai bun pentru tine. 28 de ani, mega, 28, maturizează-te și tu, nițel. Ok, asta a fost, dragii mei, rămăsese să vă spun încă o dată că ne puteți sprijini și direct cu donații pe stareanației.ro sau cu activarea unei trepte de abonament aici pe YouTube. Și nu uitați să fiți buni cu cei din jurul vostru. Vorbim, da? Numai bine. Nu știm dacă mai facem o ediție, dar vedem duminica viitoare cum suntem, dacă... Hai noroc!